Continuăm știrile. Așadar, Curtea Constituțională a decis. Reprezentanții partidului Șor, declarat neconstituțional, pot participa la alegeri. Instanța a admis sesizarea deputaților independenți Vadim Fotescu, Marina Tauber, Regina Apostolova, Denis Ulanov și Petru Jardan și-au declarat neconstituțional articolul din codul electoral prin care fruntașii formațiunii politice interzise nu aveau dreptul să participe la alegeri. Decizia este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Magistrații Nicolae Roșca și Luba Șova au avut opinii separate. Reprezentanții partidului declarat neconstituțional Șor pot participa la alegerile locale din 5 noiembrie curent, dar și la scrutinile din următorii 5 ani. Asta au decis magistrații Curții Constituționale, care s-au întrunit în ședință pentru examinarea cauzei în fond ce ține de prevederea care restricționa participarea la alegeri a reprezentanților din conducerea partidului Șor scos în afara legii. Se întâmplă după ce în 28 septembrie înalta curte a suspendat temporar aceste prevederi. Se admite sesizarea depusă de doamna Marina Tauber, domnul Vadim Fotescu, domnul Petru Jardan, doamna Regina Apostolova și domnul Denis Ulanov, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Se declară neconstituțional articolul 16, aliniatul 2, litera E din codul electoral. 3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Rugat de Orizont TV să se expună asupra deciziei Curții Constituționale, reprezentantul Parlamentului Valeriu Cuciuc a spus că hotărârea magistraților nu se discută. A fost consistentă, interesantă, toate părțile și-au expus poziția argumentată. Credeți că decizia a fost luată corect? Ea nu se discută, dar se execută conform Constituției. Nu, nu se discută, nu se împlinește, conform Constituției. De cealaltă parte, apărătorii reprezentanților partidului Șor, declarat neconstituțional, spun că decizia Curții Constituționale este unașteptată și îndeplină corespundere cu normele naționale și internaționale. Judecătorii Curții Constituționale astăzi au adoptat o hotărâre care, într-adevăr, este în apărarea dreptului de vot și a fi ales. Hotărârea aceasta este perfect legală din punct de vedere cât și a normelor internaționale, cât și a Constituției Republicii Moldova. În debutul ședinței, care a durat aproximativ 7 ore, reprezentantul Parlamentului a depus o cerere de încetare a procesului. Valeriu Cuciuc și-a argumentat solicitarea prin faptul că în 19 septembrie Curtea Constituțională a asistat examinarea din cauza parității de voturi și a decis să nu reia procesul. Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate. În opinia noastră, această sesizare repetată, de fapt, reprezintă prin sine un atac, o cale de atac a hotărârii numărul 15 din 2023, ceea ce este inadmisibil de drept. Judecătorul Curții Constituționale, Serghei Țurcan, l-a întrebat pe Cuciuc dacă știe un precedent din practica Curții când o sesizare a fost declarată inadmisibilă din motiv că anterior a fost o sistare pe un obiect similar pentru paritate de voturi. Nu, un precedent nu există, nu cunosc eu cel puțin. Dar da, în acest context vă sugerez să analizați hotărârea numărul 5 din 2020, care are o altă abordare decât dumneavoastră o prezentați în fața Curții. Avocații partidului Șor, declarat neconstituțional, au cerut respingerea cererii reprezentantului guvernului prezent și la proces, dar și a examinării în fond a cauzei. Această cerere este neîntemeiată, este contrară cadrului legal, este contrară jurisprudenței constante a Curții Constituționale și noi solicităm să fie respinsă. Vă mulțumesc! După mai puțin de jumătate de oră, cât a durat ședința, magistrații s-au retras în deliberări. Ulterior, în alta curte a decis să respingă demersul reprezentantului Parlamentului, care a cerut sistarea examinării sesizării. Având în vedere demersul reprezentantului Parlamentului depus în ședință publică a Curții, examinând demersul menționat și deliberând în Camera de Consiliu, Curtea Constituțională decide. Se respinge demersul reprezentantului Parlamentului cu privire la sesizarea procesului.
În timpul desfășurării ședinței, în fața Curții Constituționale au venit susținători și simpatizanți ai formațiunii politice declarate neconstituționale, dar și un grup de contraprotestatari. Amintim că urmarea declarării 19 iunie de către Curtea Constituțională a neconstituționalității Partidului Șor, deputații au aprobat în două lecturi un proiect de lege prin care membrii partidelor politice scoase în afara legii nu vor putea participa la alegeri pe o perioadă de la 3 la 5 ani. 5 deputați ai Partidului Șor scos în afara legii, Vadim Fotescu, Regina Postolova, Marina Tauber, Denis Ulanov și Petru Jardan, au contestat la Curtea Constituțională modificările legislative. Instanța a dispus sistarea examinării sesizării pe motivul întrunirii parității de voturi în rândul judecătorilor. Ulterior, Curtea a suspendat efectele articolului din codul electoral care interzice exponenților din conducerea partidului interzis Șor să participe la procesul electiv până la o decizie pe fundul cauzei.